această competiție va face să aplicăm niște măsuri ușor speciale, astfel începând de astăzi, până duminică 16 iunie, ora 21, se va institui sens unic pe strada Tudor Vladimirescu, de la intersecția strada Ion Băieșu către primăria Buzău, până la intersecția Aleea Trandafirilor și Aleea Trandafirilor de la intersecția cu strada Tudor Vladimirescu până la intersecția cu strada Ostrovului. De asemenea, va fi restricționat accesul pe strada Tudor Vladimirescu de la intersecția Aleea Trandafirilor până la intersecția cu bulevardul Nicolae Bălcescu, strada Ana Ipătescu de la intersecția cu bulevardul Nicolae Bălcescu până la intersecția cu strada Sava Gotul și strada Sava Gotul de la intersecția cu strada Ana Ipătescu până la platoul Dacia. Pentru a preveni incidentele legate de ordinea și liniștea publică, pe întreaga desfășurare a etapei campionatului mondial de enduro vor fi mobilizați sute de polițiști. În stradă vor fi peste 500 de polițiști, angrenați în activități directe, implicite competiției, vor fi 151 de polițiști, cu o medie zilnică în jur de 40 de polițiști. Pentru competițiile din weekend, atât etapa de campionat mondial, cât și europenele de tenis de masă vor fi mobilizați zilnic și aproape 100 de jandari.